Bună, dragilor! Doar ce am ajuns acasă. Am fost la medicul de familie, că, bineînțeles, trebuia să mai pățesc eu ceva. M-a ciupit ceva de mână, nu știu exact ce, nu știu dacă m-am înțepat în ceva, dar nu mi-am amintit să mă fi înțepat în ceva, că m-am înțepat ceva pe afară serile trecute sau că am avut vreun peianjen în casă. Ieri dimineață m-am trezit, era zona ca un coș și un pic roșie în jurul ei. Inițial n-am băgat în seamă, m-am gândit că e ciupitură de ceva, că nu avea coșul cum să arate așa. Și am lăsat-o în pace. M-am mâncat, dar nu m-am scărpinat la ea, că eu știu dacă apuc să mă scarpin până îmi dau sângele. Și astăzi m-am trezit cu ea mult, mult mai umflată. Este foarte umflată și a copt ceva, scoate un lichid de acolo. Că e lichid așa, semi-transparent, nu este puroi din ăla urât. Și am fost la medicul de familie, vă dați seama cum am speriat când am văzut și m-a băgat pe antibiotic. Trebuie să iau 5 zile antibiotic, augmentin la 12 ore și mi-a dat Aerius. Și culmea să dau pe ea extern, nu mi-a dat nimic, mai să mă dau decât cu betadină. Acum nu știu dacă am voie să o acopăr, să nu o acopăr, eu am lăsat-o descoperită, nu m-am dat cu nimic pe ea, că nu știam exact ce am voie. Și am fost să-mi iau rețeta, așa că o să fiu pe antibiotic 5 zile. Am mai luat antibiotic de... A, nu mint, că am fost în toamnă bolnavă când am făcut febră. Am luat antibiotic când am avut febră în toamnă. Dar înainte nu mai luasem de când l-am născut pe Martin. Da, așa că m-am procopsit cu o nouă chestie. M-a lăsat fața cât de cât. Este roșie, dar măcar nu mai arată cum arăta fața. Și tind să cred că sunt roșie de la căldură. Vedeți diferența între gât și față, dar măcar e decât roșie. Nu mai vedeți el hidratată, o dau cu SPF, nu se mai usucă, nu se mai strânge, nu se mai cojește în primul rând. E ok, dacă rămâne așa roșie, nu mă deranjează că e roșie, deși nici chestia asta nu e normală. Dar măcar am scăpat de problemă și acum am dat la mână toate băbele pe mine, ce să fac, nu știu, tind să cred că m-a ciupit ceva. Mă mănâncă îngrozitor și am așa momente în care mă, cred că iese lichid din el afară de mă ustură, așa, o să vă arăt mai și cum arată. Nu știu cum de m-am procopsit și cu ea. Așa arată acum și cât am betadină dată, atât sunt umflată. M-a dat fix pe zonă, vedeți, până unde este, ca să vedem și dacă se mai mărește până diseară. Și acolo în jumătate, uitați, tot curge. Bine, acum e culoarea aia de la betadină. Dar tot curge, că uitați și pe tricou aici, ia uitați pe mânecă. După cum am dat cu mâna, tot curgea zeamă din aia din el și se făcea pe tricou, că fix aici e la nivelul mâinii, vedeți. Acum să vedem. Mi-a făcut așa ca o, vedeți, se ridică așa ceva sus și curge. Da, nu vă mai arăt că e scârbos. Dar, da, m-am procopsit cu o ceva ciupitură și să vedem acum dacă se extinde umflătura până diseară. Ea, ieri era foarte, foarte mică o chestie acolo, dar acum văd că îmi dă bătăi de cap. Și aici ce am primit? Am primit Augmentin, dar de la farmacie mi-a dat altceva. Deci nu, eu nu înțeleg de ce, dacă pe rețetă scrie Augmentin, tot timpul îmi dă altceva, dar dacă vrei să cumperi cu bani, îți dă Augmentin. Nu știu. Știu că am mai luat Enhancin din ăsta, dar cred că am acasă eu Augmentin. Și o să iau Augmentin, dar este o pastilă imensă. Eu nu știu cum o să iau pastila asta. Cred că o să o tai în 6, în 10, nici nu știu dacă e ok să o tai, dar eu o pastilă din asta cât... Deci unghia mea e pusă cu gel și vedeți că nu e cât pastila asta. Adică eu nu știu cum poate o persoană normală să înghită o pastilă din asta, că eu nu pot. Trebuie să iau de seara la 12 ore. Mi-a dat aici Aerius, să iau câte o pastiluță seara. Aerius aveam și acasă. Și ăsta e Flucoric. Să nu faci candida. Trebuie să iau o pastilă, e o pastilă și mai să iau o pastilă în prima zi și o pastilă în ultima zi de tratament. Mi-a dat două. Deci tipul de la farmacie mi-a zis că se ia una la 7 zile. Nu știu, să citesc prospectul. Știu că am mai luat o dată, dar am luat decât una singură la începutul tratamentului. Astea au fost compensate. Am plătit decât, nu știu, super puțin pe ele. 4 lei. Compensare și reducere și tot. Augmentinul ăsta e antibioticul ce mi-a dat acolo. Ia să vedem ce a fost cel mai scump. Era 26 de lei. Asta. Eram curioasă să văd cât au trecut ei aerosul aici. A, ce tare. Dr. Max, să pun lichid promo. Ăsta nu mi l-au dat. Ce ne simțiți?
În fine, mai mi-a dat unul altă și nu l-am folosit, că era horror. L-am aruncat, dar uitați acum, mi-au trecut să pun lichid și nu mi-au dat să pun un lichid. Ce nesimțiți! Poze dimineață, dar am luat niște legume de la 2 pași să fac o ciorbă de legume cu mulți cartofi, dar n-am apucat să mai fac, am fost plecată la doctora de familie și m-am apucat acum de ea. Am tocat aici ceapă, morcov și țelină și ardei roșu. Când fac ciorbă doar de legume, îmi place să călesc un pic legumele să-i dea un gust bun. Astea sunt aproape gata, imediat o să pun apă peste ele și o să adaug și cartofii. Aici am tăiat și cartofii, nu i-am tăiat extrem de mici, eu zic că sunt potriviți și o să adaug și roșii din alea făcute de mine la borcan. Mai am un borcan și o să-l folosesc acum la ciorbiță. Și mai mi-au rămas aici niște morcove, niciodată nu cumpăr fix cât folosesc, niște morcovi țelină, că a fost o țelină imensă și o să le toc și o să mi le bag la congelator pentru următoarea ciorbiță. Ceapa o să o las așa proaspătă cum e, ca asta nu se strică imediat, dar asta e imediat, acum mai ales că este cald, se strică. Și o să pun imediat și cartofii la locul lor, trebuie să le găsesc un loc unde să-mi pun legumele, momentan încă nu am un loc special doar pentru legume. Și da. La noi a început o furtună, momentan s-a mai potolit un pic din ploaie, dar fulgeră și sună foarte, foarte puternic. Dintr-o dată așa a început furtuna, anunțau 39 de grade și ia uitați ce ploaie. Văd că începe să se ducă norii și să vină senin din nou, dar ia uitați în partea aia ce nori urât sunt. E însorit, da, mami, nu mai e, uite cerul. Ia uitați pe acolo. Și vântul bate foarte puternic. La noi a început mai rău, în loc să oprească, ia uitați. Sună, fulgeră, am primit și roa alert. Haos. Oricum e bine, ne-am răcorit. Ma! Vai, ce-a fulgerat acolo. Eu mi-am făcut mai devreme un duș și m-am spălat și în zona aceasta unde eram dată cu betadină de doamna asistentă. Și nu mai m-am dat cu betadină, că vedeți acolo pe jumătate. După ce m-am dat cu betadină, mi s-a părut că a săpat mai mult. Știu și Mati, când a avut bubedul și de la spital ne-au certat că i-am dat cu betadină, a spus că sapă. Și nu mai mi-am dat acum cu betadină. Mi-am dat cu fenistil în jurul bubiței alea, fix pe bubiță nu am dat. Și am făcut cu pixul cât sunt roșie și umflată. Cât este acolo desenat cu pixul, sunt și umflată. Nu știu exact cum se vede. Și este și tare așa zona aceea. Și mi-am desenat cu pixul marginile ei să văd dacă se extinde, să vedem exact situația. Eu sper să nu se mai extindă, încă nu am luat antibioticul, am luat decât am luat aeriosul, m-am dat cu fenistil în zona aceea, nu mă mai mănâncă și nu mă mai ustură momentan și o să iau antibioticul, dar am să le iau peste o oră, două, ca să pot să le iau și la 12 ore, că dacă l-am la 1, nu mă trezeam eu la 1 să-l iau. Așa mi-e mai ușor să mă trezesc la 5-6 să-l iau și să mă culc la loc, dacă mă trezeam la 1 nu mai aveam somn până dimineață. Așa că imediat o să termin de făcut ciorbița și să iau și antibioticul. Am completat cu apă și voiam să vă arăt ce culoare frumoasă a căpătat ciorbița doar din legumele pe care le-am răcălit. Nu au pus nimic delicat sau pliculeț din ăla, pur și simplu am tras toate legumele bine în ulei și a luat culoarea exact care trebuie. Și voiam să vă arăt. Excludeți aragazul care a sărit de toate peste el. În fiecare zi îl spăl și în fiecare zi na, gătesc. Am primit acum ceva timp de la un client al soțului meu chestia asta, n-am folosit-o, a fost într-o cutie, acum că ne-am mutat am găsit cutia și am luat-o să o folosesc. Deci este strecurătoare practic, acum am folosit-o la ardei, dar îmi place că ai, nu știu, ai curățat cartofii, ai spălat și vrei să-i scurci. Chestia asta când o pui în chiuvetă, ăsta se dă în jos și cartofii rămân pe loc și pur și simplu se face chestia așa și iese apa pe lângă ei, nu știu cum să vă explic, dar mi se pare super practică și nu știu cum de n-am folosit-o de vreo 2 ani de când o am prin casă, chiar super, super practică. Și mă pun să toc legumele astea că mă coc aici în bucătărie să pornesc hota, că am oprit-o acum că am zis să mai vorbesc cu voi. Este gata și ciorbița mea, asta e varianta cu roșii cu de toate în ea. Am pus roșii că soțul meu e disperat cu roșiile în ciorbă, miroase atât de bine. Și aici e porția mea și a lui Mati. O să mâncăm fără roșii. Mati nu prea e fan roșii în ciorbă, le alege și de aici trebuie să-i mai scot ardei, așa că nu o să mănânce. Și eu mi-am scos și eu astăzi fără roșii.
Foarte am intrat în casă, am fost un pic afară, am profitat de vremea asta super, super răcuroasă, doar că n-am apucat să stăm foarte mult, că n-am avut cine să stăm mult afară. Părul meu sunt toate direcțiile, mi-am spălat pe păr și nu l-am îndreptat, nu i-am făcut nimic. Și stă în toate direcțiile, l-am prins, că mi-este foarte cald, dar e super plăcut afară, 25 de grade mi-arată pe telefon, e super, super plăcut. Am deschis atât geamurile, de intra mirosul ăla de ploaie în casă și de răcoare așa, nu știu, chiar super. Dacă ar fi așa tot timpul anului, ar fi perfect, să nu fie nici foarte frig, nici foarte cald, ar fi vremea perfectă. Le-am pus pe mama să-și facă băiță că a venit negru, vă dați seama, din noroiul ăla de afară. Și acum să vedem ce pregătim să mâncăm pentru seară. Am mâncat la prânz cu toții ciorba aceea de legume, la prânz, de fapt la 5:30 când a venit soțul. A ieșit delicioasă, am mâncat și Mati foarte bine din ea și mă bucur. Și acum să, nici nu știu ce să le fac de seară, trebuie să merg să-i întreb, că e pe pretenție aici la noi. Mâna mea s-a mai desumflat, s-a dus din roșață, decât că chestia aia pe jumătate unde supura de ieșa lichid se mărește din ce în ce mai mult. Eu sper să nu se mai mărească mai mult de atât și să se liniștească. Mi-am luat toate medicamentele, am luat și antibioticul. Aici am făcut, ați văzut semnul acela, să vedem dacă se extinde. Într-o singură parte a depășit puțin dunga, în rest nu s-a mai extins, ce bine, de... Cred că am 4 ore de când am făcut, 4-5 ore de când am făcut semnul, să vedem dacă se extinde. Acum să vedem și peste noapte dacă se mai modifică ceva, dacă nu, super. O să mai iau în continuare antibioticul care am de ales. Măcar 2 zile, 2-3 zile, 5 zile mi-a dat doamna doctoră, dar eu nu pot să iau antibioticul, v-am spus, e alta pastilă. Da, mă apuc să fac ceva de mâncare și ne auzim. M-am uitat prin congelator ce aș putea să gătesc acum de seară și m-am gândit să fac niște cușcuș cu legume. Am pus ceapa cu morcov și cu țâlină la călei din alea cum tocasem de le-am băgat la congelator. Le las să cărească bine, adaug și niște broccoli și când adaug broccoli pun și niște apă și adaug și cușcușul. Ați văzut că se gătește în 10 minute. Și lângă ele o să fac niște gouda și mozzarella sticks. Ați văzut că tot timpul le-am împreună, că nu ne ajunge o din asta. Dacă mâncăm, vă dați seama, nu-i fac doar lui Mati, mănânc și eu dacă vrea și soțul. Și fac și mozzarella și gouda, o să le bag imediat la cuptor. Și am rezolvat și masa de seară. Sper să mănânce toată lumea. Băieților o să le dau și ardei copți din aia nuțet. Eu, luând antibiotic, nu am voie să iau. Este gata cușcușul, arată și miroase delicios. A mai rămas cu un pic de lichid așa în plus, că știți că el o să-și mai tragă un pic, dar îmi place foarte mult cușcușul ăsta pe care l-am luat de la Lidl. L-am descoperit de ceva timp că este așa mai mare, nu e din ăla foarte, foarte mic. Imediat o să bag și mozzarella și gouda la cuptor ca să mâncăm.